În episodul 125 din serialul Totul pentru familia mea, tensiunea crește între personaje, iar intriga se complică. Nebahat află că Sureiman este cea care a accidentat pe Surazan și o șantajează pentru a obține bani și pentru a face să se despartă de Akif. Însă Sureiman și Akif nu stau cu mâinile în sân și pun la cale răpirea lui Nebahat, eliberând astfel șantajul și recuperând filmarea accidentului. Nebahat nu bănuiește că ei sunt responsabili pentru răpire. Pe planul relațiilor tinerilor, Kansu se transferă la colegiul Ataman, unde atrage atenția lui Sharp, care pare să fie deranjat de faptul că ea este ruda lui Omer. Însă Kansu are alte intenții și îl roagă pe Sharp să o ajute să se apropie de Ayaz. Aibike, dorind să-i facă surpriza lui Berg, cu ocazia zilei lui de naștere încearcă să croșeteze o veste, dar nu reușește să o termine la timp. Mama sa, Aiten, intervine și finalizează vestea peste noapte, arătând astfel cât de mult își dorește să se integreze în familie. Aiten își consolidează relațiile și cu ceilalți membri ai familiei, inclusiv cu Emel, pentru care coase o rochie pentru un spectacol. Astfel, Aibike și Ogulkan începe să accepte și pe Kanshu în cercul lor. Iubirea aduce schimbări și pentru Sheval, care devine mai blândă și mai apropiată de tinerii din familia Eren. Aceasta trezește amuzamentul tuturor când începe să fie interesată de Orhan. Pe de altă parte, Golcap, care a pierdut totul, încearcă să fure banii din seiful familiei lui Berg. În timpul acestui incident, Ayla îl prinde pe Gokhan, iar în urma unei lupte, acesta cade peste masă și o lovește grav la cap, lăsându-i pe toți într-o stare de îngrijorare maximă. Astfel, episodul 125 aduce atât tensiune, cât și momente de apropiere emoționale între personaje, pregătind terenul pentru noi evoluții dramatice.